Un meci cu o echipă bună a campionatului, care a început destul de bine, doar că în ultimele meciuri rezultatele nu le-au mai avut probabil cele care ei le așteptau. Ne așteaptă un meci greu. E o echipă care îi place să dețină controlul, să aibă posesia, dar care are și o apărare bine organizată. Sunt sigur că nu ne va fi ușor, să sperăm că nu va ploua prea tare, pentru că terenul nu se prezintă în condiții foarte bune. Vom încerca să aliniem un 11 care să reușească să lege seria bună de rezultate pozitive. Știm că o să fie un meci greu, că e echipă bună, dar cum a zis, n-ai rezultatele ultimele 3-4 meciuri nu au fost cele mai bune, dar noi trebuie să ne concentrăm pe noi și nu să așteptăm să vină ei să facă un meci rău, să fim noi buni, să avem noi un meci bun. În funcție de cum se desfășoară meciul, probabil că poți să fii mulțumit și cu un punct la finalul meciului. Nu pregătim meciul să facem egal, asta e clar, fiecare meci îl pregătim la victorie, doar că depindem și de adversar în momentul în care intrăm pe teren. Asta e adevărat, da. Uneori ai regrete că nu le-ai luat pe toate trei, alteori ești bucuros că ai obținut unul. Toată lumea se întreabă cum se face fotbalul cu burta goală și se realizează astfel de obiective. Cu vestiar unit, cu jucători care își doresc să performeze, cu antrenori care muncesc de dimineața până seara pentru a oferi tot ce e mai bun pentru echipă, cu conducători care fac și eforturi, pentru că cred că nici la Sibiu și nici aici la Ploiești nu stă nimeni cu mâinile în buzunar și cred că ăsta e secretul. Pentru mine contează foarte mult cum e vestiarul. Dacă e vestiarul unit, putem trece peste multe greutăți. Dacă e vestiarul dezbinat, poți să fii plătit la zi și o să ai probleme. Bravo, Adi! Prima întrebare, direct, așa. Hai! Legat de situația financiară, oficial nu pot spune la acest moment și care e situația? $1,000 pe zi. Ai intrat? A intrat un salariu, așa cum a promis conducerea săptămâna trecută, a intrat un salariu. În momentul ăsta, mai un salariu restant și ceva bonusuri din sezonul trecut. Eu nu mai sunt salariu. Bine, tot ce intră e ok, ajută, normal, nu să fiu supărat, dar și fără. Acum, vestiarul este liniștit, bănuiesc. Noi n-am avut vestiar neliniștit. Cu toate greutățile întâmpinate, noi n-am avut vestiar neliniștit, sau dacă a fost, am reușit într-un fel sau altul, împreună cu președintele, împreună cu Claudiu, a reușit să facem să fie liniște și să fim preocupați doar de ce urma, adică de meciul următor. Primele sunt plătite la zi, mai puțin ultima, că au trecut doar două zile de la... Voi cum ați perceput în vestiar semnalul de alarmă tras vis-a-vis Tamaș? Nu cunoaștem pe Tamaș acum un pic, nu, de câteva, o lună, două, dar are dreptate un pic, dar am știut că, nu, să pun un pic de presiune, că noi încercăm să facem performanță cum putem, că fiecare jucător are obiectivul lui să câștige și să facă ceva la Petrolul și, nu. V-ați bucurat că a luat atitudine? Nu e de bucurie sau ceva să da, e un jucător cu... Da, și el, Gabi, un jucător de experiență, are un CV foarte puternic, nu a ce să-i zici. Noi ne uităm și învățăm de la el câte putem. S-au lămurit discuțiile cu Vatitama, ce rămâne, adică e mulțumit cu ce... Asta rămâne de văzut. Încă sunt discuții, eu îmi doresc din tot sufletul ca el să fie liniștit și să rămână alături de noi, dar dacă nu e fericit și nu e mulțumit de ce se întâmplă aici, nu putem să ne punem prea mult contra. Dar meciul următor l-ați pregătit cu Gabi Tamaș în formula de start sau?
Da, meciul Gabi Tamaș e un jucător de bază. Dacă el e apt din toate punctele de vedere, pentru că aici nu vorbim doar de fizic, fizic e ok, dacă și mental e pregătit pentru meciul ăsta, el o să fie în primii 11. Este adevărat că Gabi Tamaș se va plăti în salarii, așa cum am vorbit despre că nu vom va pleca, dar nu știu asta, nu. Vă spus ceva, Mariano, în prezent? Nu. Am discutat cu să faceți. E, nu mai mult ce să-i spui lui Gabi, că el face ce vrea și dacă îi spui și dacă nu îi spui. Oricum, dacă s-a dat salariul, s-au liniștit apele. Da, n-au fost apele foarte tulburi. Gabi a luat atitudine și e normal să o facă pentru că... A fost o reacție la cap. Ascultați-mă, la noi în România cel puțin... E chestia asta cu dacă ai 3 luni întârziere, e ca și cum ai fi la zi, toată lumea consideră asta, pentru că așa sunt regulamentele făcute de nu poți să faci, să-ți bagi memoriu sau să faci ceva până nu trec 90 de zile. Nu e normal. Deci ar fi normal, așa cum dumneavoastră mergeți la serviciu care îl aveți și sunteți plătiți lunar, așa ar fi normal și la fotbal să se întâmple. Da? Doar că... Fotbalistul zice, ia bani mulți, poate să aștepte sau nu știu cum gândește fiecare. Deci ce a făcut Gabi e un lucru normal că a luat atitudine. Să nu credeți că în vestiar n-au fost și alți jucători care să vorbească, doar că n-au ieșit public. Adică în momentul în care au fost probleme, au tot fost probleme, ăsta e adevărul, au fost jucători care au ieșit, pentru că avem jucători cu personalitate. În afară de Gabi sunt jucători cu personalitate la noi în vestiar și și-au spus tot timpul nemulțumirile. V-am spus, eu îl susțin și l-am susținut. E normal și mi-aș dori ca echipa să fie plătită la zi. Doar că astea sunt condițiile la Ploiești în momentul ăsta. Lumea nu se înghesuie să vină lângă echipă, asta e clar. Și încercăm și conducerea face tot posibilul să țină echipa la pe linia de plutire. Nu e un caz singular. Cu? Nu e un caz singular. Eu cred că la momentul ăsta sunt mai multe pe echipe cu mult mai multe probleme decât Petrolul, pentru că noi mai vorbim, n-aș vrea să dau acum să spun ce, despre ce echipe e vorba, dar sunt echipe care sunt și 3-4 luni neplătite, doar că nu s-a ieșit în presă. Petrolul, la momentul ăsta, e o echipă care a început să arate ceva și lumea încearcă să scoată și alte aspecte în față. Încercăm tot timpul, am văzut că se vorbește de faliment, de dispariție, de nu cred că se pune problema. Echipa asta nu o să mai dispară, a făcut odată niște pași greșiți, a urmat pașii corect și a ajuns unde trebuie. Eu cred că e momentul ca echipa asta să rămână mult timp în prim plan. Știți ceva despre ofertă? Am auzit ceva, dar niciuna din astea echipe, din echipele astea care le-a spus dumneavoastră. O altă echipă, nici Chindia nu e, dar nu aș vrea să spun, să Gabi să spună dacă are ofertă sau dacă e ofertă să meargă la club, pentru că așa e normal să fie. Apropo de ofertă, mai sunt 3 zile până se începe perioada de transfer. Mai e posibil să mai apară cineva? Aș vrea să vă spun că nu, dar așteptăm să vedem ce se întâmplă și cu Gabi. Dacă Gabi nu-și dorește să mai rămână alături de noi, cu siguranță o să trebuiască să ne grăbim să mai găsim un fundaș central. Nu pot să zic mai ușor, că poate puțin, mai puțină distracție, zic. Da, și nu, dar și pe teren Gabi aduce relaxare și tranquilitate la jucători. Noi ne simțim bine, învățăm de la el. Fără el, nu zic ca să fie bine, dar...